Prin proiectul cu fonduri europene în valoare de 2 milioane și jumătate de euro, care se află în derulare în comuna Vișinești, se lucrează la asfaltarea străzilor. Extinderea sistemului de canalizare pe 1,5 km, se construiește un after school, cămin cultural și se achiziționează un utilaj de întreținere a drumurilor. De asemenea, administrația locală așteaptă să apară o hotărâre de guvern pentru aprobarea bugetului de 55 de miliarde lei vechi pentru refacerea unei zone din satul Ursei, în care s-a produs o alunecare de teren. Am fost foarte mult ajutați de conducerea Consiliului Județean. Am câteva proiecte în derulare. Am un proiect cu fonduri europene, 2 milioane jumate de euro. E vorba de infrastructură, asfaltare, o canalizare, 1,5 km de canalizare, un after school, cămin cultural, să apară o hotărâre de guvern pentru o alunecare de teren foarte complicată în satul Ursei din această comună, care se ridică la valoarea de 55 de miliarde vechi. Pe proiectul cu 10.000 de kilometri de drum în România, Ministerul Dezvoltării a aprobat pentru Vișinești reabilitarea 7 kilometri de drum comunal și 1 kilometru de drum județean. Au fost întocmite proiectele de licitație, urmând să înceapă lucrările pentru ca anul viitor să fie gata. În felul ăsta vom ajunge la circa 80% din drumurile comunale, județene sunt asfaltate, din drumurile comunale care vor fi modernizate, asfaltate.